Legea oglinzii Trebuie să vezi în tine valoarea ca să îți conferi valoare ție însuți. Dezvoltarea personală reprezintă convingerea că tu personal meriți efortul, timpul și energia de care ai nevoie pentru a te perfecționa. Denis Waitley Mă întreb adesea ce îi împiedică pe oameni să aibă succes. Cred că fiecare dintre noi avem undeva în noi semințele succesului. Tot ceea ce trebuie să facem este să le cultivăm, să le udăm, să le hrănim, fiindcă doar așa vor începe să crească. De aceea am încercat întreaga viață să le confer valoare celor din jurul meu. Îmi place foarte mult să-i văd pe alții cum înfloresc. Atunci, de ce atât de mulți oameni nu reușesc să se dezvolte la nivel personal și să își atingă potențialul? Am ajuns la concluzia că unul dintre principalele motive este respectul de sine scăzut. Există multe persoane care nu cred în sine, nu văd absolut deloc paleta de posibilități cu care Dumnezeu i-a înzestrat. Au la dispoziție o mulțime de posibilități, dar cu toate acestea nu le cultivă, fiindcă sunt convinși că nu vor putea învăța și că nu au cum să înflorească astfel încât să ajungă la un nivel superior. Descoperirea potențialului. Aceasta a fost și situația Jonetei Mixwane despre povestea creia am aflat de curând. Timp de mai bine de 30 de ani a fost genul acela de persoană care considera că nu are nici un fel de valoare sau potențial. Și, sincer să fiu, existau motive destul de serioase pentru percepția aceea precară de sine. Era fiica unei femei necăsătorite care nu își dorise niciodată un copil, și care îi și spusese permanent acest lucru. Ea și sora ei, Sonia, mai mare cu un an, alături de o verișoară, au fost crescute în primii cinci sau șase ani de viață de bunica lor în Birmingham, Alabama. Împărțeau locuința cu încă trei unghi care le abuzeau psihologic, fizic și sexual pe cele trei micuțe. Gioneta era afectată atât fizic cât și emoțional. La vârsta de 5 ani, spune Gioneta, începusem deja să cred că eram inferioară, fiind și un copil abandonat de propria ei mamă. Nu aveam un loc al meu, o voce și nu valoram nimic. În momentul în care mama lor afla ce se petrecea și a devenit conștientă că fetele ei sunt abuzate, s-a mutat alături de cele trei micuțe într-o nouă locuință. Însă abuzul a continuat. De această dată din partea iubitului mamei lor, în cele din urmă, Sonia a ajuns să trăiască pe străzi și a devenit dependentă de cocaină. Joneta a reușit să se țină de parte de droguri, însă își petrecea o mare parte din timp pe străzi și a și renunțat la școală în clasa a 11 -a. a avut primul copil la 19 ani, necăsătorită fiind, iar al doilea pe la 25 de ani. Locuia mai tot timpul în locuințe sociale și primea ajutor de la stat, bazându-se și pe diversi iubiți pentru sprijin suplimentar. Ca să fie îmbrăcată cât de cât decent, a ajunsese să fure din magazine. Perspectiva Sonei era înspăimântătoare. Toți cei din familia mea erau în închisoare, dependenți de droguri, nu își terminaseră nici măcar liceul. Așa că, la ce să sper? Către ce să mă îndrept? Ce aveam să realizez? Nimic. O privire în oglindă. În ziua în care a împlinit 30 de ani, a stat puțin pe gânduri și s-a uitat în oglindă. Nu i-a plăcut deloc ce a văzut. Iată ce spune: În ziua aceea m-am trezit și mi-am dat seama că nu am absolut nimic de sărbătorit, nici bani, nici serviciu, nici casă nici partener de viață și nici altceva, nici măcar dorința de a fi mai bine. În cele din urmă am știut că e momentul să fac anumite schimbări. Nu era fericită și și-a dat seama că dacă va continua în aceeași direcție, cei doi copii a ei ar fi avut parte doar de necazuri. Din câte știa ea, niciun bărbat din familia ei nu își terminase nici măcar liceul. Mulți muriseră de tineri sau sfârșiseră în pușcărie. Nu voia acest lucru pentru băieții ei. Pentru Gioneta, procesul a început prin a se apuca de învățat, astfel încât să termine liceul la cursurile serale. S-a înscris la un curs de 12 săptămâni, S-a pregătit foarte bine și a luat testul. Avea nevoie să obțină 45 de puncte ca să treacă. A primit doar 44,5. Însă era hotărâtă să reușească, așa că și-a programat o altă sesiune. După terminarea cursurilor, era extrem de încântată că a fost aleasă să vorbească la ceremonia de absolvire. Nimeni din familia ei nu s-a deranjat să participe. Joneta era conștientă că, dacă vrea să se schimbe, trebuie să se mute din Birmingham și să-și ia viața de la capăt. Își dorea să facă ceva ce nimeni din familia ei nu mai încercase: să meargă la facultate. A decis să se mute în Atlanta, Georgia, motivată fiind de gânduri puternice. Voi avea șansa să fiu tot ceea ce îmi doresc. A avut nevoie cam de trei ani să izbândească, dar în cele din urmă a reușit. La scurtă vreme după aceea s-a înscris la Universitatea de Stat Kenso. Împlinise 33 de ani. Avea școala vieții, dar la învățătura nu era foarte strălucită, cel puțin la început într-o primă fază se simțea intimidată, însă pentru prima dată în viața ei era determinată să se autodepășească și în curând și-a dat seama că o poate face. Am realizat că nu trebuie să fii isteț, explică Joneta. Trebuia doar să fiu determinată, motivată și concentrată. Am fost nevoită însă să plătesc un preț pentru asta, mi-am schimbat complet modul de gândire. A trebuit să gândesc ca o persoană inteligentă. Nu numai că învăța foarte mult și era tot timpul concentrată, ci a căutat cele mai deștepte persoane de la fiecare curs și le-a rugat să studieze alături de ea. În scurtă vreme a început să învețe și să gândească ca cei mai buni studenți. Avea tot timpul în minte imaginea viitorului. La începutul fiecărui semestru, se ducea la librăria din campus și se proba cu roba, uitându-se în oglindă și imaginându-și cum avea să arate în ziua absolvirii. Într-o zi, în timp ce vorbea cu un coleg, a avut o revelație. La un moment dat, interlocutorul a spus: Nu îmi place de mine, sunt un nimeni. Genet a răspuns: Dacă eu mă pot iubi pe mine, cu siguranță că și tu poți. Și atunci a dat seama pentru prima dată că se iubește pe sine. Totul se schimbase. Devenise persoana care își dorea să fie și pentru care luptase. Joneta a absolvit cursurile universitare după trei ani și a luat apoi masterul în asistență socială, iar în prezent este înscrisă la studiile de doctorat. Societatea îmi spunea mereu, nu poți reuși, spune Joneta, ba da, chiar pot.